Bună seara, bine v-am găsit! Un eveniment editorial se întâmplă să devină un act de cultură. Nu întotdeauna, dar atunci când acest lucru se întâmplă, merită semnalat. În emisiunea de astăzi vă propun să discutăm o asemenea situație fericită, împreună cu invitații mei, o situație creată de un proiect mult așteptat în cultura română, și anume proiectul unui dicționar grec-român, dinspre greaca veche spre română, mai precis, un dicționar științific complet, care ne lipsea. Invitații mei, pe scurt, vi prezint deja în emisiunea de astăzi pentru a vorbi despre acest proiect fundamental. Sunt domnii Teodor Georgescu, conferențiar universitar Teodor Georgescu de la Catedra de Limbi Clasice a Universității București, și fratele său, Constantin Georgescu, lector universitar doctor la Facultatea de Teologie din București. Amândoi clasiciști, filologi clasici străluciți, care, în echipă cu Simona Georgescu, soția lui Teo, sunt autorii acestui extraordinar proiect lexicografic, care, după cum spuneam, lipsea din cultura română. Mă grăbesc să preîntâmpin o serie de nedumeriri pe care poate unii dintre dumneavoastră le au în legătură cu importanța și cu necesitatea unui asemenea proiect. Mai cu seamă că acest dicționar grec-român, repet, elin-român s-ar fi spus în alte timpuri, pentru a diferenția greaca nouă de greaca veche, acest proiect era de mult așteptat și necesar. Dar mă grăbesc să le spun în primul rând bun găsit invitaților mei, pe care mă bucur să i-am oaspeți astăzi. Și prima întrebare de context, dragii mei, este să aflăm de ce era atât de necesar acest dicționar, care, subliniez, este un proiect în curs, imediat o să ne explicați, și de ce a lipsit până acum, într-o limbă unde, după cum vom vedea într-o ramură aplicată a discuției noastre, cuvintele de origine greacă sunt absolut la tot pasul, fie că ne dăm seama sau nu ne dăm seama de acest lucru. Deci spuneți-ne de ce era atât de necesar acest dicționar și de ce merită efortul vostru de a-l construi. Existența unui dicționar grec vechi și o limbă modernă e un act de cultură pe care fiecare țară, fiecare națiune și-l asumă la un moment dat. Națiunile din vest, Anglia, Franța, Spania, Italia, și-au asumat acest proiect la vremea cuvenită, adică începând cu secolul XVIII, secolul XIX, astfel încât în secolul al XX-lea aveau deja aceste proiecte finalizate sau oricum într-o fază foarte avansată. Cum se întâmplă adeseori în privința culturii noastre, la noi lucrurile ajung cu un anume ecou, ca să zic așa, și a fost nevoie de mai mult timp pentru ca cineva, la un moment dat, să se înhame, practic, la acest proiect. Sigur că ideea nu e nouă, ideea a mai existat, au mai existat proiecte și poate ne va spune Constantin despre aceste proiecte. Da. Cert este că era nevoie, în sensul în care vrem la un moment dat să avem și în cultura noastră un dicționar care să echivaleze pe cât posibil termenii din greacă veche cu limba română. Nu e vorba numai despre greacă veche aici, ci este vorba, în primul rând, de un respect pe care îl avem pentru limba română. Categoric. Pentru că în momentul în care încercăm să oferim echivalări cât mai aproape pentru textele din Homer, din Sofocle, din Tucidide, din Noul Testament și așa mai departe, facem un efort nu pentru greaca veche, ci îl facem pentru limba română, încercând să surprindem cele mai bune nuanțe ale culturii respective. De aceea, practic, punem limba română la lucru și îi oferim șansa limbii române de a reda una din, poate, cele mai frumoase literaturi existente de până acum. Bineînțeles, este una din dimensiunile și din unul din elementele care fac util acest dicționar, dar vom vedea că mai sunt și alte direcții, pentru că este un întreg rămuriș de semnificații și de utilități ale acestui dicționar. Pentru acuratețea discuției noastre, Constantin Georgescu, să lămurim precedentele. Deci, voi sunteți primii care deja vă aflați la mijlocul unui proiect al unui dicționar complet dinspre greaca veche spre română. Au existat totuși niște încercări anterioare pe care merită totuși să le amintim, deși pe scurt, evident, nu vom intra în detalii acum. Dicționarul nostru este primul dicționar de autor grec-român.
Și trebuie subliniat acest lucru fără falsă modestie, cu o anumită mândrie și, în plus, trebuie spus că dicționarul nostru este un proiect. Din punct de vedere al originii, la fel trebuie insistat pe faptul că dicționarul nostru nu a apărut ex nihilo. Noi suntem produsele școlii de filologie clasică românească, am folosit dicționare în limbi străine, mă refer la dicționarul grec-francez sau grec-englez. Pe de altă parte, în cultura noastră existau și există în continuare câteva dicționare grec-român. Primul dintre ele la care mă refer este și cel mai vechi, un dicționar care poartă frumosul nume dicționar elin-românesc, un dicționar foarte vechi, de la 1864, o traducere, și subliniez acest lucru, din scarlat Bizantie, de Gheorghe Ioanid, cu un dicționar scris cu caractere chirilice și încă foarte util pentru cei care doresc să vadă anumiți echivalenți în limba română, mai ales în limba română veche, foarte bun pentru traducerile, să zicem, cu un anumit aer arhaic. Dicționarul acesta este doar și poate învechit, nu atât din punct de vedere al limbii grecești, cât din perspectiva limbii române. În plus, are un dezavantaj faptul că echivalările sau exemplele date nu au trimitere exactă și de aceea trebuie de multe ori să-l credem pe cuvânt, că un anumit cuvânt din greacă are corespondenție respectiv în limba română. Un alt proiect la care m-aș referi este tot o traducere din franceză de data aceasta, un dicționar apărut după Revoluție, în 1999, o traducere a unui dicționar cu doi autori francezi, Carré și Morel, dicționar al Noului Testament. Foarte bun, foarte util, dar limitat, cum îi spune numele, și limitat la greaca Noului Testament. De aceea, dicționarul nostru s-a dorit și sperăm să îndeplinească scopul acesta, să fie, pe de o parte, mai exact, mai actual și, pe de altă parte, mai general, să cuprindă mai mulți autori, să nu se mărginească la greaca Noului Testament sau la greaca, știu și eu, la alte etape ale acestui continent cronologic, care este limba greacă. Foarte utile semnalări. De asemenea, poate că n-ar strica să amintim și cu asta să încheiem capitolul acesta, o tentativă realizată de o echipă de filologi străluciți de la Universitatea București, dar un proiect care, din păcate, nu a fost finalizat, sub conducerea lui Iancu Fischer, care cuprindea o serie de clasiciști de elită. Până la urmă, ei n-au reușit să realizeze acest dicționar. Asta se întâmpla acum niște zeci de ani, nu? Când mijloacele oricum erau mult mai dificile. Înțeleg că au existat și există, se pare, niște fișe. Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă relativ lungă de timp, dar colectivul acesta nu a reușit să publice nimic și fapt este că noi nu am beneficiat în niciun fel de acest efort cu siguranță meritoriu. Echipa din care făceau parte Dan Slușanski, Maria Francesca Băltăceanu, Nicolae Șerban Tanașoca și alți clasiciști. Iată, deci, proiectul vostru suplinește, încununează ceea ce s-a făcut și, de asemenea, suplinește ceea ce nu se făcuse până acum. Trebuie să semnalăm că ați început acest proiect într-o echipă familială. Și este o opțiune interesantă, despre care aș vrea să ne vorbiți iarăși pe scurt. Este o echipă doar de trei oameni, deci voi doi frații și Simona, soția lui Teodor, care v-ați angajat pe acest șantier când exact? Primul volum a apărut practic în 2012, dar în mod evident el este rezultatul unor eforturi care sunt cu mai mulți ani înainte. Noi ne-am angajat efectiv, sigur, cu 3-4 ani înainte de prima apariție, dar cochetam cu acest gând de mult timp. Era o idee care ne bântuia încă din studenție. A fost o idee chiar a profesorului nostru, Marian Ciucă, de a avea la un moment dat și în cultura noastră un asemenea dicționar. Dar de fiecare dată ne-a oprit și pe toți cei care probabil au avut în gând înaintea noastră să facă acest lucru
urieșenia proiectului, faptul că era ceva atât de imens și faptul că viața noastră totuși e limitată și mai avem și alte lucruri de făcut, da, în mod obligatoriu, practic nu îți, ți se oferea un orizont de a sfârși acest proiect în timpul vieții. Lucru de care suntem conștienți și astăzi noi. De aceea, ce am făcut noi practic nou a fost să aplicăm până la urmă un principiu roman, și anume divide et impera. Uh-huh. În sensul că pur și, iată, simplu, dacă ne-am fi apucat cu gândul să scoatem tot dicționarul de la început până la sfârșit, în mod evident acum n-am fi avut nicio bucățică din dicționar, uh-huh, și e foarte probabil să nu-l fi scos nici noi niciodată, pe cum echipele, da, anterioare. E foarte interesantă precizarea, pentru că deja avem aici pe masă două volume din ce cele cinci apărute până acum ale dicționarului grec-român. Eu aici am, ale mele personal, volumul Alfa, litera Alfa, un volum substanțial el însuși cât un dicționar în sine, și mai am litera Epsilon, volumul 4 din seria de 5, apărut însă de subtipar ultimul. A avut loc o inversare între două volume cu cifre diferite. Ce litere deci au apărut în total? Pentru că nu sunt neapărat în ordinea alfabetică, să spunem. Au apărut Alfa? A apărut Alfa, într-un alt volum a apărut Beta și Gamma, da? Într-un alt volum a apărut Delta și apoi acest volum Epsilon. Epsilon, da. Și ca să răspundem întrebării inițiale, de ce această echipă minimală în fond, da, în comparație cu proiectul care este imens? Da, și în comparație cu alte echipe pe asemenea șantiere care sunt mult mai numeroase. În mod evident, acest lucru într-o stare naturală ar fi trebuit făcut în cadrul unui institut cu o echipă substanțială, cu finanțare din diverse fonduri, cum se întâmplă acum. Da. Adică ceva organizat, ca să zic așa, care să țină de cultura noastră și de statul nostru. Pur și simplu, acest lucru a funcționat. Ideile anterioare de a face în cazul unui institut, cum am văzut, cu mai multe echipe, s-a dovedit că până la urmă nu merge. De ce? Pentru că unde sunt foarte mulți oameni, există evident o asociere care uneori poate să uneori funcționează, alteori nu funcționează. Da. Și mai ales când e vorba de un efort atât de mare, care se întinde pe foarte mulți ani, e nevoie, dacă vreți să dau o comparație din antichitate, așa cum atunci când Cezar cucerea diverse teritorii prin Galia, cerea ostatici ca să fie sigur că acele cetăți nu vor dezerta. Și aici e un soi de, cum să spun eu, de uniune care este și una de familie și până la urmă și un angajament pentru dicționar, pentru că în felul ăsta ne angajăm că rămânem uniți până la sfârșitul proiectului. Ce proiect frumos! Deci stadiul este că ați ajuns la 5 volume. Da. Ce mai urmează ca să încheiați proiectul, ca să avem o imagine, deși pe termen mai lung, după cum, da, spuneați? Sunt 12 volume în proiectare. Acum se lucrează la următorul volum și anume la volumul Kappa. Tabloul pe care l-ați descris este foarte relevant, estimații mei invitați și autorii acestui dicționar. Ar fi acum de discutat utilitatea lui, care, zic eu, nu se limitează la lumea academică. Desigur, este un instrument de lucru pentru filologii clasici, dar este un instrument extrem de important și pentru un intelectual mediu, care poate înțelege din acest dicționar fascinația limbii grecești vechi, care încă nu s-a epuizat. Dimpotrivă, ea continuă. Ce etapă de limbă veche grecească cuprinde acest dicționar, ca să fim să ne fie foarte clar periodizarea aceasta? Aș începe cu răspunsul scurt. Noi avem în vedere 30 de autori, cei mai importanți autori de greacă veche, care acoperă o perioadă de 1000 de ani, grosso modo, da, adică, să spunem, secolul 8 înainte de Hristos, începem cu Homer și mergem până la Lucian, secolul 2 după Hristos. Acum este evident, nu știu dacă mai trebuie spus, că greaca nu a început cu Homer și nu s-a sfârșit cu Lucian. Bineînțeles. De aceea, deci să precizăm și acest lucru. De aceea dicționarul nostru are o deschidere mult mai largă. Aș spune că ar trebui adăugați la cei 1000 de ani, poate încă 500 sau chiar 1000 de ani, avuți în vedere sau acoperiți într-o anumită măsură de dicționarul nostru. Simplificând lucrurile, limba greacă poate fi împărțită, poate fi periodizată pe trei mari perioade. Se vorbește despre greaca veche, undeva începând cu
anul 1500 înainte de Hristos, cu primele tablițe scrise într-un alfabet premergător alfabetului limbii grecești pe care îl cunoaștem acum, e vorba despre linearul B, texte în miceniană. Apoi, după greaca veche, după anul, să spunem, 330 după Hristos, urmează o greaca bizantină, care merge până la caderea Constantinopolei, 1453, urmând ca după 1453, deci secolul 15, până în prezent, să vorbim despre greaca nouă. La rândul lor, aceste perioade pot fi subîmpărțite. Da. Și noi nu avem în vedere, trebuie spus și asta, greaca miceniană, deși există dicționare speciale pentru acest registru al limbii grecești. Noi am început cu Homer și Homer este educatorul Greciei, cum se spunea. Da. Dar ne-a preocupat atât greaca preclasică, adică să spunem secolul 8 până în secolul 6, apoi greca clasică și greca comună, greca chinii, greca perioadei romane de după 330 până de după 330 înainte de Hristos, vârsta epoca lui Macedon, da, până la 330 după Hristos. Simplific cumva datele acestea, firește că există o anumită fluidizare a fenomenelor lingvistice, greaca evoluează, greaca este o limbă cu atestări foarte bogate, poate de aici trebuia să încep. Greaca, din punctul de vedere al atestărilor, poate fi comparată poate doar cu limba chineză, care are atestări atât de vechi și neîntrerupte. Care ar fi cel mai vechi cuvânt pe care îl cuprindeți în dicționar din acest punct de vedere al atestării, din perioada pe care v-ați propus-o, deci pe care ați amintit-o? E greu de spus care este cel mai vechi cuvânt. Nu știu, m-aș gândi, de exemplu, la Theos, zeu, Dumnezeu, care are rădăcini indo-europene, care cuvânt poate fi comparat cu situația din latină sau cu unde avem Deus sau din sanscrita vedică, cuvinte care merg în fondul acesta indo-european și proto-indo-european, ele se pierd în negura istorie, cum se spune, cu atestări, cu oglindiri în greaca homerică, în greaca, să spunem, elenistică, în greaca bizantină și în neogreacă. Cuvântul acesta, Theos, spune că este cel mai vechi din dicționar, dar este în același timp și prezent în neogreacă. Bineînțeles, vom aborda imediat acest lucru. Iată, deci, desfășurarea cronologică este absolut fabuloasă și spuneam, deci, că limba greacă produce surprize în continuare. Dar aș insista un pic, dragii mei, asupra acestei perioade elenistice, pentru a sublinia că limba greacă, aceasta comună, coine sau chine dialectos, se spune. Depinde corect. Depinde cum o, ce pronunție adoptăm. Da. Există două mari pronunții ale limbii grecești. Da. Cea cunoscută ca fiind erasmică, după numele lui Erasmus, și în care acest cuvânt se pronunță coine. Coines, și da, cealaltă pronunție, numită roihleniană, de la numele unui alt învățat, da, unde se pronunță ca neogreacă de astăzi, și anume chini. Chini. Prin urmare, este același cuvânt, e doar o diferență de pronunție. În general, universitățile din zona occidentală, dar și din Universitatea din București, adoptă pronunția erasmică, mai puțin cele care, în care se predă o anumită confesiune, facultățile de teologie, unde, da, se merge pe ritul bizantin și cu pronunția neogrecească. E de subliniat că această greacă comună din perioada elenistică este acea lingua franca care exista în Imperiul Roman în timpul Mântuitorului Hristos. Cred că este un reper foarte elocvent în ceea ce ne privește și care ne poate da seama de fertilitatea și de bogăția și de importanța fundamentală acestei limbi. Deci să precizăm și chiar vă rog să insistați, în ce sens limba aceasta în timpul acela era limba în care s-au redactat scripturile și limba în care era tradus Vechiul Testament din ebraică în această limbă de mult mai mare circulație. Deci limba greacă ca lingua franca în perioada de trecere de la antichitate la creștinism. Aș porni de la două exemple foarte actuale, zic eu, și în același timp de interes. Da. Săptămâna trecută chiar vorbeam cu studenții mei și am pus această problemă a limbii comune, coine sau chinie, da, sub forma unei întrebări. I-am întrebat în ce limbă credeți că
Iisus, Mântuitorul, a vorbit cu Pilat din pont? Da. E o întrebare. Și nu toți au știut să răspundă sau au fost cumva bulversați de ideea aceasta, pentru că este evident, scripturile ne spun că nu a existat un interpret, un tălmaci între Mântuitor și Pilat. Pilat era reprezentantul autorității romane, evident știa latină. Iisus era legat de comunitatea din Nazaret, aramaică, cu siguranță știa ca limbă maternă, ebraică, ca limba scripturilor. Și rămâne această întrebare, cum au comunicat Iisus, omul Iisus, cu Pilat din pont? Și cel mai probabil răspuns, chiar dacă nu există dovezi certe atestate, în domeniul ăsta niciodată, dar discuția în sine este interesantă, cel mai probabil limba de comunicare era greacă. Iată că nici Pilat, care nu era din zona aceasta a Orientului, Iisus însuși nu a vrut să se... sau nu... și-a dorit să folosească limba lui maternă, au găsit acest mijloc de comunicare comun, limba greacă. Deci e un fapt acesta care merită subliniat încă o dată și încă o dată. Traducerea Vechiului Testament, deci prima traducere, Septuaginta, s-a făcut din motivul că evreii din diaspora uitaseră, de fapt, limba ebraică. Uitaseră, nu? Erau mai degrabă, aveau acces la limba greacă, la limba greacă elenistică, da, a perioadei. Da. Și era nevoie de limba greacă atunci pentru că exista o mare diversitate și religioasă și culturală, da, și etnică. Și de aceea limba greacă, limba elenistică, a fost văzută ca un mijloc util de comunicare. Încă un lucru legat de Mântuitor, ca titlu pe crucea Mântuitorului, da, se spune tot în Scripturi, cuvintele Iisus Nazarineanu, împăratul iudeilor, au fost scrise în trei limbi. A fost o inscripție trilingvă. Da. În ebraică, evreiește, în greacă și în latină. Ceea ce spune ceva despre influența limbii. Deci să ne reprezentăm limba greacă acelei perioade, și o perioadă întinsă, deci pe secole, nu doar în perioada vieții Mântuitorului, dar noi ne-o reprezentăm mai bine ca un fel de engleză a zilei de astăzi. Efectiv, poate mai mult. Însă, Teodor, această calitate de lingua franca pe care a dat-o elenismul, deci răspândirea limbii și culturii elenistice prin Alexandru Macedon, se datorează și unor calități structurale ale limbii grecești, care fac din ea un domeniu fascinant și în ziua de astăzi. Cuvintele limbii grecești au o poveste, ele fac povestea culturii europene, de fapt. Ele se pot demonta și ajunge prin ele la idei fundamentale care încă există. Cum ai descrie natura limbii grecești din acest punct de vedere, care o face atât de vitală încă, și o să vedem imediat de ce? Da, e greu să descriem, sigur, în câteva cuvinte această structură. Să spunem totuși, în continuare a ceea ce a spus, că faptul că această limbă devine, cum spuneți, o limbă de comunicare, practic, a oicumenei, până la urmă, a lumii locuite din acel moment, se datorează și cuceririlor, practic, militare pe care Alexandru cel Mare le face, plecând din Grecia, după aceea cucerind Imperiul Persan și ducând cu el și limba greacă, iar după aceea către vest, adică către Imperiul Roman, cultura greacă se extinde în ciuda cuceririi inverse din punct de vedere militar. Chiar dacă romanii cuceresc cu armele după aceea, începând cu secolul II înainte, Grecia, cultural vorbind, cum spune un vestit poet roman, Grecia cucerește Roma. Practic, astfel încât toți oamenii cultivați de la Roma erau bilingvi. Toți pe Absolut. Care noi îi știm ca scriind în latinește și fiind mari autori de limbă latină, Cezar, Cicero și așa mai departe, vorbeau de multe ori în privat în limba greacă. Extraordinar. Ei mergeau și se instruiau în Grecia, așa cum în România, de exemplu, în urmă cu un secol, te duceai la Viena sau te duceai la Paris să îți faci studiile și te întorceai după aceea în țara de origine pentru a
Comova și cultura locală. Așa se întâmpla în acel moment, pentru că școlile de filozofie, școlile de retorică, școlile în general de arte erau în Grecia cu toate. Acolo mergeai să te instruiești, acolo găseai resorturile cele mai adânci ale culturii care va urma în Europa pe baza acestei limbi care a permis de fapt fondarea atâtor domenii. Și pentru că ai amintit de perioada aceasta elenistică și de autorii latini, am adus aici o carte esențială, în opinia mea, sunteți desigur de acord cu mine, este vorba despre celebra scriere a împăratului roman Marcus Aurelius, de la trecerea între secole, deci începutul secolului 2 după Hristos, foarte aproape, aproape că se poate spune că a fost contemporan cu Iisus, Gândul către sine însuși. Am adus această ediție în mod special pentru că este o ediție bilingvă apărută la Humanitas acum câțiva ani și doar așa de dragul acestor confluențe extraordinare, o să citez unul din capetele, unul din paragrafele acestei scrieri absolut extraordinare, ar trebui să fie o carte de căpătâi pentru oricine, scrierea acestui împărat care era la apogeul, practic, carierei lui și cu multe izbânzi, dar care găsea de cuvință să se aplece asupra lui însuși. Este poate un pionierat în materia acestui tip de scriere. Iată ce spune Marcus Aurelius tradus în română și o să vă rog să citim și în greacă. Oamenii sunt născuți unul pentru altul. În consecință, ori îi educi, ori îi suporți. Sunt două fraze celebre, de o consistență care nu mai are nevoie de comentarii. Cine din voi citește echivalentul în grecește? Da. În grecește sună așa și am să citesc erasmic, deci da. Cu pronunția prima pe care am precizat-o, hoiantropoi gegonasin alelon heneken, e didasche un e fere. Și am să retraduc și eu, poate puțin mai liber, da. Oamenii gegonasin, aici e o formă de perfect în limba greacă, pe care noi în română trebuie să o echivalăm printr-un rezultativ, adică oamenii s-au născut, deci în acest moment există, asta spune textul grecesc, deci ei s-au născut, deci în acest moment există heneken alelon, pentru a fi unii față de ceilalți, pentru a fi tot timpul în raport unii cu ceilalți. E didasche, fie îi înveți, adică fie învață-i, e un imperativ în grecește, așadar, e fere, fie suportă-i, spune textul grecesc. Și iată, Marc Aureliu este un exemplu în seria celor pe care i-am spus. Absolut, el este roman, el este împăratul Romei, el cucerește diverse popoare, dar în același timp are timp să-și țină acest jurnal interior, care chiar așa se numește, Eis Heauton, către tine către el însuși și îl ține în limba greacă, nu în latină. De ce îl ține în limba greacă? Sigur că aceasta este o întrebare, dar limba greacă este și limba filozofiei. Pe lângă limba multor altor domenii, e limba filozofiei, e limba stoicismului, ori Marc Aureliu reprezintă o etapă a acestui curent filozofic, de aceea îi vine mai ușor pentru a prelua idei din filozofia mai veche stoică și pentru a transmite mai departe să o scrie în grecește. Da, mă bucur că am amintit această carte. Evident, nu putem cita mai mult, dar este chiar de recomandat. Cum spuneam, dicționarul acesta pe care îl construiți, Teodor Georgescu și Constantin Georgescu, în munca asta atât de migăloasă, oferă niște revelații extraordinare referitoare, cum spuneam, la forța, la vitalitatea limbii grecești vechi. Deci este departe de a fi o limbă moartă. Și aici aș fi vrut să insistăm puțin asupra unor paliere, asupra unor zone în care vitalitatea asta se manifestă. Primul lucru și cel mai vizibil, cred, ar fi nenumăratele cuvinte de origine greacă, din greaca veche, vreau să spun, care fecundează, practic, toate limbile europene. Am să-mi permit să fac o listă absolut la întâmplare, cu câteva cuvinte care mi-au venit în cap și la care se pot adăuga toate. Cuvinte care, practic, există în toate limbile.
mai mult sau mai puțin. Cuvinte, desigur, dintr-un domeniu mai elevat al acestora. Teorie, tragedie, comedie, metaforă, filozofie, politică, agonie, agapă, agnostic, ateu, terapie, pandemie, euforie, ananghie, extaz, episcop, eclezial, apostol, democrație, tiranie, dar și neologism, arhaism, biblie, bibliotecă și chiar, dragii mei, etimologie, pentru că ajungem la această preocupare etimologică, care este iarăși un cuvânt din grecește. Explicați-ne cum este format. Toate cuvintele grecești suportă acest tip de coborâre la rădăcină și de explicație. Constantin. Etimos este un cuvânt drag lui Platon. În dialogul lui Cratilos, Platon caută să găsească într-un dialog sensul adevărat al cuvintelor. Mm-hmm. Etimos înseamnă adevărat. Adevărat, da. El, Platon și ucenicii lui după aceea își închipuie că în cuvinte, undeva adânc îngropat în ele, se află adevărul. Nu e vorba pentru Platon doar de un sens vechi, ci de un sens care le trădează esența. Și de aceea se mai întâmplă așa ceva în vreo limbă veche? Vă întreb direct și ca un profan, ca un necunoscător naiv. Sau este totuși un fenomen unic acesta? Eu nu cred că este unic. Doar că grecii au avut... Da. Grecii au avut străduința asta de a merge mai aproape în privința evoluției cuvintelor și spiritul lor inchizitorial, dialectic, i-a făcut să meargă mai adânc în cuvinte, să formeze cuvinte apoi de la sensul acesta originar sau pe care și-l imaginau ei că este originar, mergând uneori chiar în exces, mergând către false etimologii sau către etimologii populare. Dar dragostea asta pentru etimologie se vede, de exemplu, și în ebraică. Sunt o seamă întreagă de legende care pornesc de la etimologii. Deci da, eu n-aș zice că este o situație unică a limbii grecești. Revenind la etimologie, Platon, având acest demers etimologic, instituie o școală. Începând cu el, oamenii sunt din ce în ce mai preocupați de originea cuvintelor, tocmai pentru că i-ar apropia de adevăr. Dicționarul nostru, pornind de la vorbele lui Aureliu, Marc Aureliu, împăratului filozof, da, vrea să-i învețe pe oameni, nu neapărat să-i rabde, să-i îndure, și de aceea avem o secțiune la fiecare lemă, la fiecare cuvânt, care precizează în două, trei, mai multe vorbe originea cuvintelor pe care le tratăm. De ce? De ce e necesar? Am putea spune că sensurile unui cuvânt sunt suficiente. Exemplele sunt inutile sau poate încarcă prea mult dicționarul, iar etimologia a trecut. Ce mai contează pentru prezent? Nu. După noi și după alții, începând cu Platon și poate după Aristotel, ucenicul lui, originea cuvintelor dă seama asupra sensurilor lui. Absolut. În general, absolut. Rădăcina este importantă pentru plantă și știu și eu, bunicii sunt importanți pentru nepoții. De aceea, limba greacă cu istoria ei trebuie văzută în evoluție, nu ca o fotografie, ci ca eventual un film. Și aș mai adăuga la ce spune Constantin, că și din experiența noastră didactică acum, nu doar de elaborarea dicționarului, ci pur și simplu din munca cu studenții, am constatat că în predarea limbilor vechi, fie că e vorba de latină, fie că e vorba de greacă, pentru că noi avem două mâini, practic, o mână dreaptă și o mână stângă, ca filologi clasici, problema etimologiei e una care prinde foarte bine pentru studenți. E ca o poveste, exact, Teodor. Este cârligul cu care îi aducem pe studenți mai aproape de limbile vechi, în sensul că le arătăm că foarte multe din cuvintele pe care ei le folosesc astăzi în diverse domenii își au o explicație plecând fie de la greacă, fie de la latină. Uh-huh. Și din experiența noastră, această constatare că există un element pe care îl poți intui în spatele foarte multor cuvinte, care este fie grecesc, fie latinesc, îi luminează de cele mai multe ori. Absolut. Și îi aduce către limbile vechi. E o metodă aceasta, prin etimologie, de a-i apropia pe tinerii de astăzi,
către în direcția aceasta a limbilor vechi. Studiul limbii grecești, chiar și la nivelul neacademic, după cum subliniez, nu al unui om mediu, cum de pildă sunt eu, este fascinant în această privință. Vă dau un exemplu înainte de a merge mai departe cu încercarea mea de a discuta aplicat. Cuvântul metaforă. Cred că imediat puteți să-mi explicați voi. Cuvântul metaforă în limba română și, în general, în limbile actuale, știm ce înseamnă. Este o figură de stil, un procedeu literar. Dar originea lui este în cea mai veche limbă grecească. El are un sens foarte concret. Concret. Este a transporta, da, nu? E format din meta, dintr-o prepoziție, care înseamnă, da, după, și un verb, verbul fero, care înseamnă a purta, de unde metafora înseamnă transportul, numai că acest transport poate fi unul concret, în sensul că duci un lucru dintr-o parte în altul. Pe de altă parte, în punct de vedere figurat, un sens poate evolua dintr-o sferă semantică într-o altă sferă și atunci sau transpus sensul unui cuvânt asupra unei alte noțiuni sau unui alt cuvânt. Interesant este că în limba greacă actuală, neogreacă, metafora înseamnă în continuare, are în continuare și sensul acesta concret. Vezi camioane în Grecia, pe care scrie mare cât toate zilele, metafore. Este pluralul acesta mai vechi cu AI, deci, sau metafores, deci transporturi. Da. Iată cum se leagă lucrurile și cum se explică de frumos. Pornind de la ce spuneam mai devreme legat de periodizarea limbii grecești, grecii, da, au avut și au în continuare mândria aceasta a apartenenței lor și, da, au avut nu o singură mișcare, mai multe mișcări de regrecizare, de reelinizare a propriei limbi. Uh-huh. Există o formă numită katarevusa, de limbă greacă purificată, prin care grecii au încercat să purgheze, să curețe limba lor curentă de elementele considerate străine și de reîmbogățirea limbii, nu cu elemente străine, ci cu resursele proprii, cu greaca veche. Din punctul ăsta de vedere al neologismelor, iarăși un cuvânt de origine greacă, limba neogreacă este mai degrabă, așa cum spui, deci este o limbă cu fără multe neologisme provenind din alte limbi. Probabil că sunt termeni, sigur, de specialitate sau anumite... Sunt multe calculi semantice. Sau calculi mai degrabă, am, da, să dau un exemplu. Da. Există un cuvânt în greacă veche, doriu, care înseamnă suliță, lance, uh-huh, sau pur și simplu par, de lemn. Cuvântul acesta este atestat și în compuși, un termen doriforos, însemna purtător de suliță. Este un termen atestat la Eschil, de exemplu, la celebrul autor de tragedii, da, grec, lâncier. Apoi la Herodot deja capătă un sens mai special, mai particular. Doriforos înseamnă un fel de bodyguard în limbaj, uh-huh, modern, un păzitor personal al regelui. Cuvântul apoi în spațiul acesta al limbii elenistice capătă sensul de propretor, deja este echivalat cu un termen din limbajul politic și militar roman, iar înspre neogreacă, nu o să vă vină să credeți, doriforos înseamnă satelit. Satelit, da, este un satelit militar, un satelit de comunicații, echivalentul lui doriforos în latină este satelites, satelis, satelites, care însemna tot așa un fel de bodyguard sau însoțitor. Este fascinant acest lucru. Acest procedeu al calchierii, pe care deci grecii îl preferă, a fost încercat de multe alte limbi și limba română în formare din secolul XIX, după cum ține minte, încerca în dorința ei, desigur, de a-și delimita apartenența romanică, să calchieze anumite neologisme care arătau altfel. Însă nu s-a reușit. Grecii însă reușesc acest procedeu al calchierii pentru a evita, să zicem așa, zicând, o poluare a limbii cu neologisme care ar putea fi barbarisme. Ține de școală, ține de mândria popoarelor. Da. Germanii mai au o situație similară, francezii tot așa preferă mai încearcă. Da, preferă, da, propriile resurse în defavoarea celor străini. Da, însă limba greacă și oferă posibilitatea acestor, da, calculi reușite, cum să spun. Se spune că românii sunt mai primitori.
Da, românii sunt mai primitori, într-adevăr. Vom reveni și asupra acestui fapt, pentru că este un alt aspect pe care vreau să-l menționez. Însă, apropo de aceste cuvinte, șirul ăsta pe care l-am enumerat acum, și care deci fac parte actualmente din majoritatea limbilor europene, cum au ajuns ele acolo? Că n-au ajuns direct, evident, din arhia elinică, din limba greacă veche. Au ajuns pe un traseu. Sigur, e vorba de împrumuturi culte care sunt realizate la date diferite din limbile occidentale, care preiau aceste cuvinte din greacă sau elemente din greaca veche pentru a forma, la un moment dat, în secolul 15, 16, 17, diversi termeni în diverse domenii ale civilizației. Deci e vorba de împrumuturi, nu de cuvinte împrumutate, de cuvinte moștenite, ci împrumuturi luate la un moment dat, fie în franceză, fie în engleză, fie într-o altă limbă occidentală, și de obicei ele pătrund după aceea în română prin acest intermediu occidental. Și în celelalte limbi procesul este cam același, nu circulă de la una la alta, dar și limba latină a fost un fel de curea de legătură, nu? Între limba greacă veche și celelalte limbi europene. Există vechi împrumuturi în latină din greacă, împrumuturi care la un moment dat au fost simțite ca fiind chiar cuvinte latinești, și acele cuvinte latinești se pot moșteni sau pot fi împrumutate după aceea în limbile romanice, fără să se mai știe că de fapt, la origine, era un cuvânt grecesc. Erau grecești, într-adevăr. Cuvântul polemos, stimați prieteni. Suntem acum într-o perioadă dificilă, nu mai știm despre ce să vorbim mai întâi. Cuvântul polemos, nu? Război, care în limba noastră la îndemână a generat cuvântul polemică sau polemic, este un cuvânt vechi grecesc. Cam de când datează cuvântul polemos? Este cu siguranță din greaca veche, dacă nu mă înșel, este atestat și în greaca miceniană, apoi înapoi în timp nu știm exact, putem bănui că este un cuvânt vechi. E un cuvânt vechi. Da. El a avut evoluția aceasta către limbile romanice și, apropo de metaforă, a ieșit din registrul strict militar. Polemica este un război al cuvintelor, nu al război ideilor, sau al ideilor, nu un război al armelor. Da. De aceea, cumva, s-a îmblânzit cuvântul prin evoluția lui temporală. Da. Alte cuvinte venind să ia locul. Da, absolut. Și cuvântul strategie este de asemenea un cuvânt din vechea greacă. Strategos, generalul, da. Cel care este însărcinat de comunitate să ducă la un moment dat o campanie militară. Da. Și să spunem că din acest punct de vedere, dacă tot spunem că trebuie să fim actuali în ton cu vremurile, cultura greacă e o cultură care are foarte multe opere care țin de război, care țin de lumea războiului. De aceea acești autori îi numim clasici, tocmai pentru că recitindu-i putem înțelege mult mai bine și ce ni se întâmplă acum, recitindu-l pe Herodot, recitindu-l pe Tucidide, de exemplu, înțelegem mai bine care sunt cauzele unui război, cum evoluează el, care sunt implicațiile în societatea în care are loc acel război. Sunt foarte utili, de fapt, acești autori și nu-i citim doar așa ca pe o podoabă pentru a ne mândri cu acest lucru, ci efectiv ei ne pot forma mintea și ne pot deschide o cheie de înțelegere a ceea ce ni se întâmplă în fiecare zi, nouă, acum. Absolut. Această vitalitate a limbii grecești, dragii mei, tocmai aș vrea să trec și la celălalt punct, se manifestă, după cum spuneam, prin trăinicia acestor cuvinte, deseori neschimbate și ca formă și ca sens în neogreacă. Deci, nu știu dacă raportul între vechea greacă și neogreacă și cel între latină și italiană sunt asemănătoare din punctul de vedere al acestei persistențe a cuvintelor foarte vechi. În limba italiană, cuvintele din latină persistă la fel de viguros precum cele Eu din greacă? Eu cred că situația este comparabilă. E comparabilă. Nu știu dacă există studii care să măsoare la cuvânt sau la procent, sau la, măcar la procent exact apropierea sau identitatea între cuvintele din fazele mai vechi ale limbii cu
fazele mai noi. Da. S-au avansat niște cifre. Unii vorbesc, în cazul limbii grecești, de 70%, chiar 80%. Deci de 80% din fondul acesta foarte vechi, păstrat sau împrumutat, transformat puțin înapoi în greacă. Da, iar la latină? Nu aș băga mâna în foc legat de această cifră, dar cu siguranță peste jumătate dintre cuvintele din neogreacă își au originea direct sau indirect în limba greacă veche. Depinde acum și în ce înțelegem prin greacă care veche. Din etapele limbii grecești, evident, se pune problema. La latină, eu aș zice că situația este comparabilă, peste 50% cu siguranță. Depinde acum dacă ne referim la italiană sau la alte limbi romanice. Italiana are cu siguranță mai multe cuvinte de origine latină. Vizibile, vrem să spunem, deci reperabile așa, reperabile, ochiul liber. Da, și așa sigure. Româna, fiind la o margine de imperiu, având mai mare și mai de durată influențe străine, are într-adevăr un fond consistent de cuvinte de origine latină, dar și multe împrumuturi din slavă, din turcă, chiar din grecă. Da. Spuneam deci că există aceste cuvinte care se păstrează ca atare. Vă dau doar două exemple și o să vă rog să le comentați pentru că sunt uluitoare. Pe acestea le-am găsit eu personal, le-am căutat și le-am găsit de fapt în volumul dicționarului Litera Alfa, care, cum spuneam, este cel mai abundent volum, pentru că litera Alfa este un fel de patroană a limbii vechi grecești, inclusiv prin acest prefix privativ A, care el însuși generează o întreagă lume. Este vorba despre două cuvinte pe care le menționez acum. Aftokinitos, nu știu dacă eu pronunț în conformitate cu limba neogreacă, nu pronunț corect, și aftomatos. Ambele, cred că toată lumea înțelege, mai mult sau mai puțin, aftokinito în limba neogreacă înseamnă mașină. Deci este substantivul comun pentru automobil. Cuvântul datează, l-am găsit la voi în dicționar, de foarte de mult. Aftomatos la fel, automat. Automat. El are aceste origini și cu sensul adus la zi, modificat atâta cât a fost necesar, cum să spun. Rămânem perplexi în fața acestor lucruri. Noi, ca novice. Să-l iau pe aftokinitos. Cuvântul poate fi împărțit relativ ușor în prima parte, aftos, care înseamnă acesta sau chiar el, ajunge un pronume personal. Da. Și a doua parte a cuvântului, unde putem identifica verbul kineo, a mișca sau a se mișca. Da. Aftokinitos este așadar ceva sau o persoană care se mișcă cu de la singur sine putere, da, spunem, sau prin, da, propriile resurse. Da. Cuvântul evoluează apoi și se adaptează noilor realități. Interesant este că deja din antichitate existau anumite mecanisme care erau făcute să se miște cu de la sine putere și păreau un fel de robot și strâneau admirarea și admirația contemporanilor. Polibiu are astfel de mașinării menționate. Da. Apoi, înspre limbile moderne, această parte inițială a cuvântului afto se izolează cumva, devine independentă în raport cu compușii pe care îi știm din greaca veche. Și avem un cuvânt în limbajul cotidian românesc sau în alte limbi moderne, autobuz, de exemplu, care sigur are partea aceasta inițială din greacă autos, aftos, și a doua parte, bus, care este de fapt s-a adăugat, care este o terminație din latină. De la un ablativ, acolo exista, de exemplu, termenul omnibus. Omnibus înseamnă pentru toți, un vehicul destinat tuturor, transportul în comun. Deci s-a luat o parte din greacă, o parte din latină și s-a făcut această struță comilă de care ne folosim, iată, exact, zilnic. Și creativitate și fertilitate care în continuare se manifestă. Și aftomatos intră pe același tipar, nu? Tot afto, auto, nu? Da. Și a doua parte a cuvântului care apare în mau acesta, care arată un substantiv abstract, cum este pragma, lucru în general. Aha, da. Și apoi aftomatos este ceva, să spunem, un lucru, un principiu cu de la sine putere, care se mișcă cu propriile resurse. Care funcționează singur, automat. Da, da.
Extraordinar, într-adevăr, sunt toate aceste exemple, ca să nu mai vorbesc de agora, agora, agorazo, iarăși cuvinte antice care sunt folosite în limba de astăzi, kinonia, societate, la fel, agonas, eclisia, toate aceste cuvinte sunt ca atare reperabile și, în general, cu sensul lor propriu în limba actuală grecească. Pentru agora, este... să luăm un exemplu, da, așa, la întâmplare, unde să și insistăm asupra accentului, da, pe care îl recomandăm, și anume accentuarea pe finală. Pe finală, agora, agora, da. E inițial, e piața publică, locul unde au loc dezbaterile. El e pus în legătură cu un verb, agoreo, care înseamnă a vorbi, a dezbate. Uh-huh. De aceea el este, aceasta e un spațiu al dezbaterii, agora. Și cu acest sens este și împrumutat și folosit chiar cu această formă în sensul modern, când vorbim de agoraua, adică, da, spațiul în care se discută, și cuvântul este util și astăzi în formarea unor compuși, de exemplu, vorbim de agorafobie, de exemplu. Exact, iată. Când îți este frică de agora, ce înseamnă de agora? Ți-e frică de spațiile deschise. Spațiile deschise, da, de prea mari, prea populate, exact, și așa mai departe. Poate la eclisie aș spune și eu câteva cuvinte, e un cuvânt foarte interesant. Vocabularul religios creștin care, este, da, absolut plin, care inițial de depășea vocabularul tehnic, să spunem, acesta religios. Eclisia era adunarea tuturor cetățenilor. Uh-huh. De la un verb, kaleo, a chema. Eclisia era poporul adunat, strâns, într-o formă de organizare sau alta. Da. În textele creștine, de exemplu, în Noul Testament, spune la un moment dat Mântuitorul, voi clădi biserica mea, din eclisia mu. Unde biserica nu trebuie înțeleasă firește ca un spațiu concret, arhitectonic, cu cărămizi sau dependințele respective, așa cum putem imagina folosind cuvântul biserică acum, ci tot această comunitate a credincioșilor. Toți cetățenii, de data aceasta, nu cu referire la cetățenia lumească, ci cu cetățenia, să spunem, în raport cu credința, totalitatea credincioșilor este eclisia în acest, da, context. Da, da, și ar fi bine să fie perceput ca atare. Constantin Georgescu, predai, deci, greaca Noului Testament, nu? Greaca biblică. Greaca biblică, greaca biblică, de, da, fapt, la Facultatea de Teologie. Da, adică am în vedere și Septuaginta și, da, greca Noului Testament. Da. În plus, am și cursuri de latină. Aș vrea să mergem mai departe pe ideea acestei productivități și ajungem la ceea ce deja ați menționat, dar este un capitol în sine acesta. Deci toate aceste leme, este corect să spunem leme, aceste elemente de lexic vechi grecesc, fie întregi, fie parțiale, care în continuare produc termeni. Evident că un cuvânt precum, nu știu ce să zic, ce nu exista înainte poate, filogerman, sau antisemit, nu? Sunt termeni creați în epoca modernă, în anumite contexte, pe baza acestor prefixe, de fapt acestor elemente, pentru că filo nu este un prefix, este o lemă, este un element care generează un compus cu un sens foarte clar, prieten cu germanii sau împotriva, înseamnă împotrivă. Care înseamnă împotrivă. Uneori aceste și multe formări, altele. Da, uneori aceste formări sunt evidente, alteori sunt poate nefericite și care dau uneori ridică semne de întrebare. Și am să vă dau un exemplu pe, da, care chiar, îl folosim chiar foarte des. De exemplu, cuvântul xenofob. Da? Îl auzim, da, știm ce înseamnă cu toții acest cuvânt xenofob și cred că cu toții îl folosim cu sensul de ura față de străini. Cred că acesta e sensul pe care îl dăm acestui cuvânt. Da. Deși, dacă stăm să ne gândim ce înseamnă el, el e format din prima parte care este xenos, care înseamnă inițial oaspete și apoi evoluează spre sensul de străin. Și a doua parte, verbul phobeo, care înseamnă a-ți fi frică de ceva. Deci cuvântul în sine înseamnă frica de străini. Și fiind curios să văd de ce oamenii îl folosesc cu acest sens, întorcându-mă să văd care sunt primele atestări, cuvântul e format pe la 1900, se pare că îi se datorează lui Anatole France această formare. Și în celebra afacere Dreyfus din acel moment, și a format oarecum neinspirat cu un al doilea element care înseamnă altceva, dar i s-a imprimat după aceea un sens
diferit față de elementele grecești. Astăzi spunem că xenofobie, cel care urăște pe străini, dar de fapt înseamnă frica de Cel care e frică de străini. Dar și pentru străini. Că undeva vezi sensurile astea atât de profunde, undeva se întâlnesc cele două. Da. Nu? Și, frica și ura pe undeva... Sunt. Urăști ceea ce nu cunoști. Exact. Da. Apropo de anti... Iarăși, anti uneori a fost folosit greșit sau cuvântul a evoluat în altă zonă decât era utilizat inițial. Mă întrebați la un moment dat care sunt cuvintele cele mai vechi sau cu cele mai vechi atestări. Da. O să vă dau acum un exemplu de cuvânt cu atestări recente, relativ recente, adică de 2000 de ani, cuvântul antihristos. Anticristul, potrivnicul, vrăjmașul lui Hristos, da. Unde anti, preverbul respectiv, prefixul, avea sensul inițial de în loc de, cel care stă în loc de sau care se dă drept. Antichristul, sensul lui vechi, este cel ce se dă drept Hristos. Cel ce uzurpă. Cel ce uzurpă, înșelătorul. Uh-huh. Și după aceea a fost înțeles acesta anti, poate și sub influența latinescului ante, ca potrivnic, ca vrășmaș. Dar pericolul, și aici este interesant de spus, este mai mare față de cel ce ia chipul, cel care te înșală sub aparența Mântuitorului, decât cel care se împotrivește lui Hristos. Până la urmă, cine se poate împotrivi lui Hristos? Așa este. Și sensul mai vechi și poate mai corect folosit de greci, pentru că prima atestare este în Noul Testament, este aceasta, de cel care se dă drept, cel care ia locul și cel care înșală prin această Iată aparență. Iată câte subtilități permite această analiză pe baza limbii vechi grecești, stimații mei Constantin Georgescu și Teodor Georgescu. Mai adaug doar câteva asemenea elemente, nu o să intrăm în detalii. Pan, epi, macro, micro, orto, ortodox, bineînțeles, dar există și ortopedie și există și alte cuvinte care conțin această particulă și care poate vor fi create și de acum încolo. Deci toată lumea e liberă să creeze pe baza acestui bagaj extraordinar. Ne apropiem de sfârșitul acestei discuții, pentru care vă mulțumesc din suflet. Două lucruri scurte aș vrea să-mi spuneți, în primul rând despre metodologia lucrării la acest dicționar. Foarte pe scurt, care dintre voi vrea să ne spună, să înțeleagă telespectatorii noștri cum lucrați, de fapt, și să înțelegem că noile tehnologii vă ajută, bineînțeles, la stadiul la care ne aflăm. Da, un avantaj de a face în zilele noastre un dicționar grec și o limbă modernă, spre deosebire de dicționarele care s-au făcut urmă cu un secol, să spunem, da, este că putem avea acces, evident, la sistemele informatice. Textele grecești sunt acum digitalizate. Asta înseamnă că se pot căuta foarte multe exemple noi față de cele care au fost date până acum, da, în dicționarele mai vechi. De aceea, ceea ce încercăm noi să facem este ca, având sigur ca bază și dicționarele existente în alte limbi, să căutăm de fiecare dată lucruri noi în cadrul textelor, lucruri care n-au fost exploatate suficient, și să venim cu un pas înainte față de ceea ce se știe deja, aducându-ne și noi cât putem contribuția la cunoașterea limbii grecești. De aceea e un mare avantaj faptul că acum se poate lucra pe baza unor sisteme informatice, a unor programe. Noi ne-am făcut propriul program în care lucrăm, propria bază de date. E o bază complexă în care sunt adăugate, sunt schimbate diverse elemente, astfel încât acest dicționar, el arată așa ca un volum obișnuit, dar el este de fapt o bază de date informatică imensă care crește în fiecare zi și revenim mereu și la lucrurile pe care le-am făcut înainte, astfel încât volumele pe care le vedeți acum nu mai sunt de fapt așa cum sunt acum, pentru că tot timpul, în fiecare zi, el este conectat față de ceea ce mai adaugăm și crește acest dicționar pe măsură în care putem să lucrăm la el. Deci mai așteptăm 7 volume, mai aveți de lucru, dragii mei, să fiți sănătoși, da? Ideea este că pentru cine în mod elementar cunoaște alfabetul grecesc, poate asta este frâna în calea unui om obișnuit, deci care nu este specialist, alfabetul. Dar în momentul în care ai minimă noțiune despre alfabetul limbii grecești și sau dacă cineva te poate ajuta, lectura acestor articole de dicționar este fascinantă, pentru că prezentați acolo tot. Originea, etimologia cea mai îndepărtată, dați exemple din epoși diferite, din momente diferite. Nu pot decât să
recomand această lucrare dacă n-ar fi decât să o avem în bibliotecă și lau, adică cu ajutorul cuiva să o înțelegem și să o parcurgem. Evident, studioșii academicii vor avea un instrument de lucru esențial pe care, cum spuneam, până acum nu-l aveați. Și o ultimă întrebare pe care vreau să o vă pun, pentru că eu m-am lovit de această chestiune de mai multe ori. Sunteți mulțumiți, cel puțin în ceea ce privește limba română, despre situația dicționarelor etimologice? În prezent se lucrează la un nou dicționar etimologic. Din câte știu, există doar unul, nu? Care își merită numele ăsta, sau greșesc? Este un dicționar, e adevărat, complet etimologic, dar acum e un nou proiect, da. Și anume un proiect în cadrul Academiei Române, la Institutul de Lingvistică, unde se lucrează la un nou dicționar etimologic al limbii române. Au ajuns la litera C, dacă nu mă înșel. E o veste bună. Da, și în care se merge, într-adevăr, în adâncul etimologiei, adică nu se mai merge la primul cuvânt, că a venit cuvântul respectiv din franceză. Din franceză în secolul XIX. Da. Da. Și se merge în urmă și se merge până la toate elementele care pot fi descompuse, astfel încât și cititorului român, în sfârșit, îi se poate oferi un traseu întreg al evoluției, ceea ce este lăudabil și le urăm, evident, succes colegilor noștri de a merge cu acest dicționar. Și ei lucrează tot așa, pe volume și pe măsură ce reușesc să le publice, le avem și noi sub Da, ochi. Îmbucurătoare veste. De multe ori m-am simțit frustrată și a trebuit să merg la dicționare etimologice franțuzești sau din alte limbi ca să ajung acolo unde mi-aș fi dorit, și anume la etimonul fundamental al unui cuvânt. Stimații mei prieteni, Teodor Georgescu, Constantin Georgescu și Simona, pe Simona Georgescu o salut, care nu este azi prezentă alături de noi, dar va fi cu altă ocazie. Vă mulțumesc din suflet pentru această interesantissimă discuție. Iată, am folosit aici o formulă mai degrabă italienizantă, și le recomand tuturor atenție asupra acestui bazin absolut fabulos al limbii vechi grecești, care nu este nici pe departe moartă. Nu pot decât să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, să le mulțumesc celor de la Elite Art Gallery pentru găzduirea pe care de obicei nu asigură, și să vă doresc toate